Consiliul pe procuror Nicu Șendru nu poate participa la judecarea cazului nostru și urmează a fi recuzat din următoarele considerente. În primul rând, Nicu Șendru a condus urmările penale din momentul pornirii dosarului și a arătat comportament tendențios și inobiectiv de la bun început, fiind montat împotriva stabilirii adevărului și executând strict comandă ilegală de fabricare a cazului și de menținere cu orice preț a tuturor persoanelor vizate în dosar sub arest un timp cât mai îndelungat. 2. Din mai multe surse, inclusiv și din mass media, am aflat că mai mulți reprezentanți de societăți civile au criticat dur acțiunile procurorului Nicu Șendru în dosarele pe care acesta le-a avut în exercitare și conducere, procurorul fiind acuzat de diverse ilegalități, de luarea deciziilor în baza unor criterii de parte de natură juridică. Și eu vreau să menționez aici un caz răsunător care a fost publicat și în presă, este o adresare a unui cetățean american, care a declarat în adresa ambasadorului Americii, Statelor Unite ale Americii, inclusiv și în adresa conducerii de vârf a statului Republicii Moldova și a conducerii Statelor Unite, unde aduce argumente concludente că Nicu Șendru a extorcat bani de la anumiți cetățeni și a acoperit o grupare criminală. Mai sunt și alte dosare unde domnul Nicu Șendru, din informații de care dispunem, se ocupă cu extorcarea sumelor bănești de la diferiță oameni de afaceri. Eu cred că domnul Șendru cunoaște despre aceste cazuri. Dacă nu, noi putem să le prezentăm, dacă el vrea tare. Și nu doar bani. Domnul Șendru, cunoaște și în afară de bani ce solicitați. Mașini. Gelenwagen. Da. Deci există și o poreclă la domnul Șendru, e Gelenwagen, știți? Dar asta e alt caz. Vreau să vorbesc foarte serios despre declarațiile domnului Ivan Diaков, procurorul municipiului Chișinău, care a declarat public că acest dosar este unul fabricat și de îndeplinirea indicațiilor ilegale se ocupă procurorul care este șeful domnului Șendru, este vorba de procurorul Igor Popa de la Procuratura Rășcani, care este cunoscut societății întregi de fapt că a fost conducătorul grupului de procurori în cazul dosarului 7 aprilie, unde tot a fost cetățenii au fost acuzați de dezordine în masă, același articol de care suntem acuzați și noi, și toate dosarele au fost pierdute la cer. Toate. Și acest grup de procurori a fost condus de domnul Popa, care astăzi este șeful domnului Șendru, care, conform domnului Diaков, are o legătură nemijlocită cu acest dosar fabricat la comandă. 3. Conflictul de interese a apărut între mine și procurorul Nicu Șендру a fost amplificat și de ură de care acest procuror a manifestat deschis în privința noastră și în privința mea personal, așa că trebuie să detalii, pot să dau și detalii. 4. Nu în ultimul rând, aș vrea să atrag atenție instanței asupra caracterului tendențios cu care procurorul Nicu Șендру încearcă să forțeze instanța de să proceadă la examinarea demersului de prelungire a duratei ținerii mele și a tuturor celorlalți inculpați sub arest, aceasta fiind unica acțiune care îl preocupă pe Nicu Șендру, deoarece de la examinarea fondului procurorul se eschivează intenționat, fiind interesat doar de obținerea prelungirii detenției noastre pe cât mai mult posibil, fără elucidarea fondului. Faptul dat se confirmă prin înregistrările audio a ședinței de judecată din 30 noiembrie 2015 și de astăzi, 7 decembrie 2015, în cursul cărora Nicu Șендру a optat nemotivat și asupra necesității de a examina demersul său de prelungire arestului în privința noastră, chiar dacă la data de 30 noiembrie, până la expirarea termenului de arest precedent, mai erau încă 20 de zile.
Avocatul meu lipsea motivat, iar demersul de prelungire nu ne-a fost înmânat. Nici mie, nici apărătorului, până în prezent. Adică până la vreo 10, jumătate de oră în urmă. În ședință din 7 decembrie, adică ziua de astăzi, același comportament ilicit și tendențios a continuat, procurorul refuzând să treacă la examinarea fondului, asta în condițiile în care noi ne-am înmânat reciproc lista probelor încă la data de 28 octombrie anul curent, împotrivindu-se cerințelor noastre de a fi audiați martorii apărării, atât timp cât martorii acuzării din vina lui nu au fost prezenți. Reiterez că am solicitat începerea examinării în fond pentru a nu admite mai multe tergiversări ale dosarului, care de la mijlocul lunii octombrie se află pe rolul instanței, atenționând judecătorii că la data de 7 decembrie mai sunt valabile încă 13 zile din măsura mea și acelorlalți precedente. Ea nu expiră, iar astăzi noi nu suntem pregătiți să dezbatem acest subiect. Însă suntem pregătiți să examinăm odată și odată fondul. Răspunsul lui Nicu Șendrea la cerințele noastre argumentate poate fi auzit prin înregistrare audio și vorbește de asemenea în favoarea tuturor argumentelor expuse mai sus. Și în conformitate cu prevederile de articolul 54 al codului de procedură penală, procurorul nu poate participa la desfășurarea procesului în cauză penală. În primul rând, dacă există cel puțin una din circumstanțele indicate în articolul 33, care se aplică în mod corespunzător. Consider că asemenea circumstanțe există, fiind prevăzută la aliniatul 2, punctul 6, articolul 33 a codului de procedură penală, și anume, deontologia profesională îi obligă pe procuror, la fel ca și pe judecător, să-și exercite funcția cu obiectivitate, având ca unic temei lege și principiile generale ale dreptului, fără a da curs presiunilor și influențelor exterioare. Mai mult, ei sunt ținuți să adopte un comportament din care să rezulte chiar și aparența de imparțialitate, în sensul că aceasta să fie vizibilă pentru justițiari, tocmai pentru a înlătura orice îndoială cu privire la îndeplinirea corectă a îndatoririlor profesionale. O situație dată, pericolul îndeplinirii frauduloase a pretinselor îndatoriri profesionale ale procurorului Șendre, în dosarul meu, este agravat prin incompetență, servilismul față de factorul comanditar, precum și ura și dorința de răzbunare personală manifestată în privința noastră, astfel acest pericol poate fi expus doar prin înlăturarea procurorului Nicu Șendru de la examinarea dosarului în privința mea și a celorlalți inculpați. În baza celor expuse, în temeiul articolului 33 alineatul 2 punctul 6 codului de procedură penală, articolul 54 alineatul 1 codului de procedură penală, solicit recuzarea și înlăturarea procurorului Nicu Șendru de la examinarea dosarului în privința mea și a celorlalți învinuiți.